Sistemul de sănătate românesc, șubred sau nu, oferă unor categorii defavorizate servicii și tratamente compensate. O asemenea categorie care beneficiază de compensare este formată din pensionari. Cei cu pensiile de până în 700 de lei au o reducere de 90% la achiziționarea medicamentelor. Ajunși la medicul de familie, aceștia trebuie să își demonstreze calitatea de asigurat. În momentul când un pensionar vine, este obligat, prin hotărârea de guvern care a fost dată acum vreo 2 sau 3 ani de zile, să-mi prezinte copie sau talonul de pensie în original. Vorbesc de pensionarii cu pensii sub 700 de lei. Și îl punem să semneze o declarație. Fiecare cabinet are un soft de cabinet, dacă nu și l-au făcut fiecare. La mine este din calculator. Semnează o declarație pe propria răspundere că nu are și alte venituri. Din păcate, mulți dintre pensionari ascund faptul că venitul lor depășește 700 de lei și că realizează venituri suplimentare fie din agricultură, fie din închirieri sau alte activități. Dacă acel pacient mi-a semnat că el nu are un venit mai mare de 7 milioane, eu îi dau rețetă. Cu toate medicamentele, compensare 90%, nu eu medicul sunt vinovat. Totuși, vedeți? Păi da, dar din moment ce în lege spune clar că semnează o declarație pe propria răspundere, de ce să plătesc eu ca medic dacă pacientul respectiv mi-a ascuns că el are și alte venituri? Până la ora actuală, deși s-a vehiculat că medicii vor plăti pentru falsul în declarație ale pacienților, nu s-a concretizat acest fapt.